Uitați unde stăm, în poligonul ăsta. Poligon, e o parcare, o banală parcare. Nu ai o cabină, nu ai undeva. Iarna ne plouă, domnul examinator stau în ploaie cu fișele acelea. Când intră elevul să plece la examen, intră în mașină, tremur. Domnul examinator întreabă, de ce tremuri? Tremuri de emoții? Nu, tremuri de frică. Aia să ne călzim puțin și tot așa. Deci nu avem condiții. La umbra copacilor de pe margine, așa își așteaptă rândul cei care dau traseul. Au avut noroc pentru că zilele acestea vremea a fost bună, cu temperaturi ridicate. Însă atunci când plouă sau ninge, cei care susțin examenul auto, dar și examinatorii și instructorii auto, sunt nevoiți să stea sub cerul liber sau să se înghesuie sub pomii care îi mai protejează un pic de averse. Te văd asta, stai în ploaie, în frig, îl țipă la în frig, tremură de nebunești și pe aceea sună în mașină să dea examen. Ce să mai dai examen? Înghețat, bognă? Ce să mai dai examen? Vă dați seama, sigur, sunt condiții, ceva uman, pe bune, ceva uman în secolul ăsta. Șeful am înțeles că a făcut solicitări, dar cred că n-a avut rezultate. De-a lungul timpului, toți cei care ajung în parcarea din zona pescărie au căutat diverse soluții pentru a se feri de vremea de afară. Și asta pentru că în acea zonă nu există niciun adăpost sau măcar un spațiu unde cei care urmează să susțină proba practică să poată aștepta. Instructorii auto susțin că cel mai greu este pentru cursanții care trebuie să îndure frigul și apoi sunt nevoiți să se urce la volanul mașinilor pentru a da examenul. Să se creeze condiții pentru oameni să aștepte de așteptare și plus pentru examinator, că plouă și el țăchine să țină umbrela, să-și citească programatorul, să se e greu pentru toată lumea. Sunt stațiile pe copaci și ne mai refugiem, mai găsim cam atât. Dar să fie ceva mai acoperit pentru zilele astea care nu sunt favorabile, dar nu suntem noi în măsură să facem treaba asta. Aici depinde de primărie. Sunt și constanțeni care sunt de părere că ar trebui să fie amenajat un adăpost. Având în vedere că am prieteni care trebuie să mai dea de 3 ori de permis, ar fi o idee foarte bună. E deranjant, vă dați seama. Și chiar și pe căldură, un loc unde să nu mai umbră, na, e enervant. Ar fi folos, de folos. Ar fi foarte bun un spațiu amenajat. Să stăm la umbră și să nu ne plouă, da. Se pare că instructorii auto au trimis către primăria Constanța mai multe solicitări prin care cereau amenajarea unui adăpost, însă nu au primit niciun răspuns. Și asta pentru că, potrivit municipalității, aceasta nu a primit niciun document în acest sens. La nivelul primăriei Constanța nu s-au primit solicitările pentru amenajarea unui adăpost în parcarea de pe Bulevardul Mamaia, zona pescărie. Este o parcare publică și nu se pot realiza astfel de amenajări urbane, au susținut reprezentanții primăriei Constanța. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla cu această parcare. Instructorii auto susțin că vor face tot ce este posibil pentru ca acolo să se poată construi un adăpost. Însă, până atunci, nu le rămâne decât un singur lucru, să-și găsească singuri un loc unde să nu-i plouă.